Președintele Consiliului Județean și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, crede că moțiunea de cenzură va întruni voturile necesare pentru a trece în Parlament, deși le încearcă o oarecare prudență. În opinia acestuia, sucevenii totuși vor avea motive de a sărbători. Președintele Flutur crede că opoziția ar trebui să privească această inițiativă cu maximă responsabilitate. Abia aștept să treacă moțiunea de cenzură joi și sunt convins că va trece. Eu sunt un om prudent, dar sunt convins că va trece și eu cred că ăsta va fi un prilej de sărbătoare pentru județul Suceava și nu vorbesc în glumă, spun foarte serios, pentru că guvernul PSD a fost un guvern ostil județului Suceava până în momentul ăsta.